În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăle și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Iubiți credincioși, salutându-vă cu drag la această Sfântă Liturghie, vă spun bine ați venit în casa Domnului, bine ați venit la această celebrare în duminica a 21-a de peste an. Și vreau să vă invit ca să urmăriți versetul din Psalmul 85 cu care începe această Sfântă Liturghie. Ai milă de mine, Doamne, către Tine strig toată ziua, căci Tu, Doamne, ești bun și îndurător, plin de dragoste față de cei care Te cheamă. Iată, fiind conștienți că Domnul e bun și îndurător cu noi toți, bun și îndurător cu toți cei care Îl cheamă, vrem ca astăzi împreună să ridicăm către Dânsul rugăciunea noastră, mai întâi preamărindu-L, aducându-I mulțumirea și recunoștința noastră și apoi rugându-ne pentru noi cei de față, pentru cei de acasă, din familiile noastre, pentru toți cei care au nevoie, pentru biserica și lumea întreagă. În același timp ne amintim că săptămâna aceasta începe aici la Iași acel simpozion diecezan al familiilor cu care se va încheia, se vor încheia cei 3 ani dedicați familiei. Vrem să amintim toate familiile din comunitatea noastră, din orașul nostru și din lumea întreagă. Ne recunoaștem păcatele ca să putem celebra cu vrednicie Sfânta Jertfă a Liturghiei. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru, să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică.
Să ne rugăm. Doamne Dumnezeul puterilor, de la care vine tot darul de săvârșit, sădește în inimile noastre iubirea față de numele Tău, unește-ne tot mai strâns cu Tine, spre a hrăni în noi ceea ce este bun, și veghează cu grijă ca să păstrezi ceea ce ai sădit în noi. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din cartea profetului Isaia. Așa vorbește Domnul: vin să adun pe oamenii din orice națiune și de orice limbă. Ei vor veni și vor vedea slava mea. Voi pune un semn în mijlocul lor. Voi trimite pe unii dintre cei scăpați cu viață din poporul meu la popoarele cele mai îndepărtate, către insulele din depărtare, care n-au auzit vorbindu-se de mine și n-au văzut slava mea. Acești trimiși ai poporului meu vor vesti slava mea printre popoare și dintre toate popoarele îi vor aduna pe toți frații voștri ca ofrandă pentru Domnul, pe cai sau în căruțe, în lectici, pe catârși și pe cămile. Îi voi conduce până la muntele meu cel sfânt, la Ierusalim, zice Domnul, așa cum fiii lui Israel își aduc ofranda în vase curate în templul Domnului. Chiar și dintre ei voi lua preoți și leviți, spune Domnul. Cuvântul Domnului. Mergeți în lumea întreagă și predicați Evanghelia. Mergeți în lumea întreagă și predicați Evanghelia. Lăudați-L pe Domnul toate neamurile, lăudați-L toate popoarele. Mergeți în lumea întreagă și predicați Evanghelia. Căci Domnul și-a dovedit iubirea sa pentru noi și El rămâne totdeauna credincios legământului Său. Pe cine îl iubește, Domnul îl pedepsește. Citire din scrisoarea către evrei. Fraților, voi ați uitat îndemnul care v-a fost adresat ca unor fii. Fiul meu, nu disprețui lecțiile de disciplină pe care ți le dă Domnul și nu te descuraja când te mustră. Căci pe cine îl iubește, Domnul îl pedepsește și îl bate cu varga pe fiul care îi este drag. Ceea ce îndurați este o lecție. Dumnezeu vă tratează ca pe niște fii. Și care este fiul căruia tatăl nu-i aplică pedepse? Fiecare pedeapsă, pentru moment, pare să nu aducă bucurie, ci tristețe. Mai târziu, cei care au trecut prin această școală se bucură de rodul păcii și al dreptății. De aceea stă scris: întăriți mâinile ostenite și genunchii slăbiți, și faceți drumuri drepte pentru picioarele voastre, pentru ca astfel cel care își chiopătează să nu-și scântească piciorul, ci dimpotrivă să fie vindecat. Cuvântul Domnului. Thank you.
sunt calea, adevărul și viața, spune Domnul. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În acel timp, în drumul său spre Ierusalim, Iisus trecea prin sate și cetăți învățând. Cineva l-a întrebat: Doamne, sunt puțini cei care se mântuiesc? Iisus le-a zis: dați-vă silința să intrați pe poarta cea îngustă, căci vă spun, mulți vor căuta să intre și nu vor putea. După ce stăpânul casei se va ridica și va încuia ușa, rămași pe din afară, veți începe să bateți la poartă, spunând: Doamne, deschide-ne! El vă va răspunde: nu știu de unde sunteți. Atunci veți începe să spuneți: noi am mâncat și am băut împreună cu tine, iar tu ai învățat prin piețele noastre. Însă el vă va spune: nu știu de unde sunteți. Plecați de la mine, voi toți cei care săvârșiți nelegiuirea. Acolo va fi plânset și scrâșnire din dinți, când îi veți vedea pe Abraham, pe Isaac și pe Iacob și pe toți profeții în împărăția lui Dumnezeu, iar voi vă veți vedea aruncați afară. Atunci vor veni de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la miază zi, și vor ședea la ospăț în împărăția lui Dumnezeu. Da, sunt unii dintre cei din urmă care vor fi cei din tâi și dintre cei din tâi care vor fi cei din urmă. Cuvântul Domnului. Lăudați să fie Iisus și Maria. Iubiți frați și surori în Hristos, am ascultat proclamarea cuvintelor Sfintei Scripturi și ne pregătim pentru a participa la a doua parte a ospățului, al cuvântului și al primirii trupului și sângelui Domnului nostru Iisus Hristos, participând la Sfânta Împărtășanie, pentru că se cuvine ca după ce am ascultat cuvântul, după ce îl medităm împreună, să ne apropiem de masa Sfintei Împărtășanie. Ascultând lecturile de astăzi, din duminica a 21-a de peste an, am putea să spunem că ne iese în față o idee concretă, simplă, și anume, atât în prima lectură din cartea lui Isaia, capitolul 66, cât și din Evanghelie, apare această idee, și anume chemarea universală la mântuire. Toți oamenii sunt chemați la mântuire. Odată ce Dumnezeu ne-a chemat la viață,
ar fi din partea lui Dumnezeu un lucru neobișnuit, El care ne iubește, ca să nu ne cheme și la mântuire, la sfințenie și prin sfințenie, mergând spre calea mântuirii, să ajungem să batem la acea poartă a Raiului și Domnul să ne întâmpine cu bucurie și să ne spună: veniți, binecuvântații Tatălui meu, și moșteniți împărăția care v-a fost pregătită vouă. Cu siguranță, atunci când Isaia a ținut acest discurs în fața evreilor despre chemarea la mântuire a tuturor oamenilor, în fața evreilor care cumva se considerau singurii chemați la mântuire și singurii cei care trebuiau să intre în împărăția lui Dumnezeu, cu siguranță au făcut ochi mari când au auzit cuvintele lui Isaia. Vin să adun, spune Domnul, vin să adun pe oameni din orice națiune și de orice limbă. Ei vor veni și vor vedea slava mea. Voi trimite pe unii dintre cei scăpați cu viață din poporul meu la popoarele cele mai îndepărtate. Iată aici, evreii cu siguranță s-au bucurat. Unii din poporul ales vor merge să predice popoarelor mai îndepărtate, insulelor din depărtare, care n-au auzit vorbindu-se despre mine și n-au văzut slava mea. Îi voi conduce pe toți, pe toți, pe muntele meu cel sfânt, așa cum fiii lui Israel își aduc ofranda în vase curate. Iată, Domnul ne cheamă pe toți, cheamă toate neamurile, de toate limbile, toate popoarele, le cheamă la mântuire, le cheamă în templul său cel sfânt. În Evanghelie noi am auzit cum cineva din mulțime, în timp ce Iisus cutreiera orașele și satele și predica tuturor, celor mici, celor tineri, celor în vârstă, celor bolnavi, celor neputincioși, le predica tuturor, iată, cineva din mulțime pune o întrebare: Doamne, sunt puțini cei care se mântuiesc? Și Iisus nu răspunde, nu dă un răspuns la această întrebare, dar Iisus îi invită pe toți, pe toți ascultătorii săi de atunci și de-a lungul veacurilor, îi invită pe toți să intre pe poarta cea strâmtă, căci largă și mare este poarta, calea pe care merg cei care se duc spre pierzare. Dați-vă silința să intrați pe poarta cea strâmtă. Pentru că de altfel vă puteți trezi ca să ajungeți la poartă, să bateți la această poartă și stăpânul, care a încuiat deja ușa, auzind strigătul vostru, să vă spună: nu știu cine sunteți, nu vă cunosc. Chiar dacă ei vor spune: Doamne, noi te-am ascultat de atâtea ori vorbindu-ne, Tu ai vorbit în piețile noastre, noi am stat la masă împreună cu Tine. Stăpânul le va spune: nu știu de unde sunteți, nu știu cine sunteți.
și vă le va spune: plecați de aici voi toți cei care săvârșiți nelegiuirea. Mergeți în acel loc unde va fi plânset și scrâșnire din dinți. Și revine ideea de mântuire a tuturor popoarelor, ideea de chemare universală a tuturor popoarelor la mântuire, atunci când această poartă va fi închisă pentru unii sau alții pe care eu nu-i mai recunosc, atunci vor veni unii de la miază zi și de la miază noapte, de la răsărit și de la apus, și vor ședea la ospăți în împărăția lui Dumnezeu. Iată, iubiți credincioși, ascultând aceste lecturi și gândindu-ne că de atâtea ori în predicile sale Mântuitorul ne-a vorbit despre faptele bune, despre sfințenie, despre calea mântuirii. Iată, am auzit înainte de Evanghelie, Mântuitorul a spus: eu sunt calea, adevărul și viața. Eu sunt calea pe care voi trebuie să mergeți. Eu sunt adevărul pe care voi trebuie să-l îmbrățișați și să-l trăiți. Eu sunt viața din care voi trebuie să trăiți. Trebuie să vă uniți cu mine ca să trăiți din aceeași viață pe care o am eu. Iată, ne vine și nouă în gând o întrebare. Oare eu sunt pe calea cea bună? Oare eu sunt pe calea mântuirii? Oare eu țin cont de toate mijloacele și folosesc toate mijloacele pe care mi le-a pus Domnul la dispoziție pentru ca eu să ajung la mântuire? Scuzați, spun un lucru, nu trebuie să ne temem. Dacă în câteva momente ar intra cineva în biserică cu amenințarea unui atentat, și știm că sunt regiuni în lume unde se întâmplă acest lucru, oare care ar fi gândurile, sentimentele care ar trece prin mintea și inima noastră în acel moment, când ar veni cineva și ne-ar amenința cu moartea? Oare ne-ar fi frică? Știind că poate sunt ultimele momente din viața noastră, oare ne-ar fi frică? Sau ne-am încredințat Domnului, am luat rozariul sau cartea de rugăciuni și ne-am rugat. Ne-am rugat în continuare, am participat în continuare la Sfânta Liturghie, pentru că știm că am mers pe calea cea dreaptă, pe calea care este Hristos, pentru că știm că am trăit în adevărul lui Hristos, pentru că știm că am trăit din viața lui Hristos. Sau poate că ne-am înfricoșat, poate că ne-am pierde cumpătul. Cum am reacționat? Pe 21 august s-au împlinit 25 de ani, de când peste 60 de persoane au avut un accident teribil. Erau din zona Bacăului, Fărăoane, Valea Mare, Orbeni, mergeau în județul Harghita pentru muncă. Erau într-un camion cu remorcă și la un moment dat șoferul, voind să facă loc unei
unui autoturism Dacia care venea din față, era tocmai pe un pod și a mers puțin mai pe dreapta și șoseaua s-a dărâmat când a intrat camionul și au intrat cu toții în râul Uz, erau pe Valea Uzului și s-au răsturnat. Cei mai mulți erau în remorcă, pentru că în față puseseră bagajele. Cei mai mulți erau în remorcă, remorca s-a răsturnat, a căzut peste ei. Unii au avut noroc și au fost aruncați mai departe, alții au fost acoperiți de remorcă în apa Uzului. Și au murit. În seara aceasta, la ora 18, Preasfințitul va fi la Făroan și va aminti acest moment din 1988. Spune un martor ocular de la acel eveniment, și este și unul care a ajuns după aceea preot, a scăpat atunci și este preot carmelitan, spune că mulți dintre cei care erau acolo aveau rozariul în mână și se rugau, iar alții cântau. Nu știau dacă vor reuși să fie salvați sau nu. Iată un moment, un moment care ne se poate întâmpla și nouă oricând, oriunde. Sunt eu pe calea mântuirii? Dacă noi am încercat să numărăm și să adunăm secundele sau minutele sau orele din timpul unei zile, oare cât timp din 24 de ore, sau mai bine zis, hai să spunem 16 ore, poate că 8 ore dormim. Cât timp dintr-o zi și o noapte noi oferim și trăim acel timp pentru ca să ne ajungem scopul, mântuirea. Poate trec, nu zic, numai ore sau zile, dar poate trec săptămâni întregi fără ca unii, probabil dumneavoastră, nu, dar unii dintre oameni să nu se gândească deloc la mântuire, să nu se gândească de ce au fost chemați la viață, care este scopul lor în viață, ce scop au în viitor, încotro se îndreaptă, ce trebuie, care sunt mijloacele pe care trebuie să le folosească pentru a ajunge la acest scop. Iată, eu stau la ușă și bat. E Domnul care bate la ușa sufletului nostru și vrea să intre în noi. Și atunci când Domnul intră în noi, în inima noastră, în viața noastră, atunci viața noastră se desfășoară conform planului lui Dumnezeu. Și noi suntem pe calea mântuirii. Noi ne îndreptăm spre mântuire. Iată, știm cu toții că la 11 octombrie 2012, Sfântul Părinte a convocat anul credinței, ne-a convocat pe toți ca să trăim un al credinței care se va încheia pe 24 noiembrie la sărbătoarea lui Hristos Rege din anul acesta. Un an în care Sfântul Părinte invită pe unul fiecare dintre noi și pe toți oamenii de bunăvoință să-și verifice modul în care și-au însușit credința și își trăiesc credința. Iată, am fost invitați ca să trăim acest an al credinței. Și am văzut de atâtea ori, venind la biserică, acolo, acel loc unde stă scris, Doamne,
mărește-ne credința. Și am văzut acolo documentele Conciliului Vatican, am văzut acolo catehismul Bisericii Catolice. În timpul acestui an, din 11 octombrie și până astăzi, de câte ori am stat în fața acestui verset și în fața acestor cărți și l-am rugat pe Domnul din toată inima noastră, Doamne, mărește în mine credința. Oare am deschis vreodată cartea cu documentele Conciliului Vatican? Am deschis în acest an al credinței vreodată catehismul Bisericii Romano-Catolice? Am deschis de mai multe ori oare în acest an Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu, Cuvântul viu, Cuvântul dătător de viață? Sunt întrebări pe care mi le pun mie și pe care e bine să vi le puneți și dumneavoastră. Iată, bate la ușa sufletului nostru Hristos. Bate la ușa unei familii, poate un copil care vrea să fie acceptat. Poate bate la ușa unei familii un cerșetor. Poate bate la ușa noastră, a apartamentului nostru, un om dezorientat care cere o lămurire. Poate unul care, fără vina sa, e divorțat. Sau poate chiar are o vină că a divorțat. Și are nevoie de sprijinul nostru, are nevoie de un cuvânt bun din partea noastră. Noi, în acest an al credinței, am făcut ceva pentru noi și pentru cei din jurul nostru? Ne-am dat noi seama că avem responsabilitate și față de alții, că și ei, dacă uită că trebuie să meargă pe calea credinței și a mântuirii, și ei au nevoie de sprijinul nostru, de ajutorul nostru. În acest an al credinței, cât timp am petrecut în genunchi, acasă, sau poate pe câmp, în grădina noastră, sau aici în biserică? În acest an al credinței, oare am participat la toate celebrările importante, duminicale sau din cursul săptămânii? Dacă am avut timp, cum l-am folosit? Am venit poate câteodată și în cursul săptămânii la biserică ca să mă întâlnesc cu Hristos, ca să mă adăp din cuvântul lui Hristos, din viața, din apa vieții lui Hristos. În acest an al credinței avem aici capela adorației. Oare l-am vizitat vreodată pe Hristos în această capelă și mi-am luat măcar jumătate de oră dintr-o zi, sau hai să spunem dintr-o săptămână, sau poate dintr-o lună, jumătate de oră sau o oră, și am stat cu Iisus de vorbă, l-am lăsat pe Iisus să mă privească, chiar dacă n-am știut să-i spun nimic, să mă privească, să mă pătrundă cu lumina sa, cu puterea sa. Sau poate am stat în fața Lui și m-am prezentat pe mine însumi așa cum sunt, slab, neputincios, păcătos. I-am încredințat familia mea, i-am încredințat pe rudele mele, pe prieteni, pe aceia poate care au mai mare nevoie pentru că sunt pe o cale greșită. I-am încredințat pe toți aceștia lui Iisus. E bine, mai avem timp, iubiți credincioși, până la 24 noiembrie, să trăim acest an al credinței.
Și având în vedere că sâmbata viitoare la București va fi beatificarea monsignorului Vladimir Ghica, căutați ceva material și informați-vă cine a fost acest mare apostol al secolului 20. El să ne fie un exemplu de trăire al credinței, de căutare a mântuirii și de căutare a acelora care erau pierduți sau erau departe de mântuire. El a făcut un apostolat deosebit în acest sens. Și să-l rugăm pe el, pe monsignorul Vladimir Ghica, ca el să mijlocească pentru noi la Dumnezeu, ca să crească în sufletele noastre credința și să putem spune des în viața noastră: Doamne, mărește în mine credința. Doamne, ajută-mă ca prin faptele mele să dovedesc că în sufletul meu este credință și este credință mare. Amin. Lăudat să fie Iisus și Maria. Fraților și surorilor, să ne mărturisim credința și să-i exprimăm lui Dumnezeu dorința noastră de a ne trăi această credință și să spunem împreună: cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară, și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiul Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică. Mărturisesc cu botez spre iertarea păcatelor. Aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților și surorilor, împreună cu toți oamenii de pe pământ, suntem invitați de Domnul să intrăm în casa Lui, să-I prezentăm recunoștința și lauda noastră, spunând: Doamne, vie împărăția Ta! Pentru ca Sfânta Biserică să recunoască planul Domnului despre lume și să se angajeze tot mai mult în răspândirea împărăției printre oameni. Să ne rugăm! Doamne, mie împărăția Ta! Pentru ca preoții, asemenea ucenicilor, să tăruiască trupul și sângele lui Hristos, precum și mărturia unei vieți fidele față de vocația primită. Să ne rugăm! Doamne, mie împărăția Ta! Pentru ca tinerii să-și orienteze încă de pe acum inima și energiile lor în căutarea lui Hristos, să ne rugăm! Doamne, fie împărăția Ta! Pentru ca societatea în care trăim să-și deschidă larg porțile lui Hristos, mântuitor și exigent, dar eliberator, să ne rugăm! Doamne, fie împărăția Ta! Pentru ca în ambientul nostru Hristos să fie foarte vizibil, cunoscut și primit și datorită stilului nostru de viață creștină, să ne rugăm! Doamne, fie împărăția Ta!
Părinte preîndurător, Tu inviți pe toți oamenii să intre pe poarta cea strâmtă a fidelității și a angajării. Dă-ne puterea Duhului Tău, pentru ca trăind în seninătate și coerență constructivă, să realizăm în lume planul Tău de mântuire. Așa Te rugăm prin Hristos, Domnul nostru. Rugați-vă, fraților și surorilor, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Spre laudă. Te rugăm, Doamne, ca jertfa sfântă pe care ți-o aducem, să ne dăruiască pururi binecuvântarea Ta aducătoare de mântuire, pentru ca ceea ce săvârșești acum sub semnele sacramentale, prin puterea Ta să ajungă la desăvârșire, prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, Veșnic Dumnezeu, de la care Universul primește existența, energia și viața. Fiecare zi a călătoriei noastre pe pământ este nu numai un dar nou al iubirii Tale față de noi, ci și o garanție a vieții viitoare. Căci după ce L-am primit pe Duhul Sfânt care L-a înviat pe Iisus din morți, trăim în speranța că vom ajunge la bucuria Paștelui veșnic. De aceea, împreună cu toți îngerii și sfinții, Te lăudăm într-un singur glas, cântând imnul măririi Tale. Oh,
Adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul și până la apusul soarelui să-i se aducă numelui Său jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El în noaptea în care era vândut a luat pâinea și mulțumind, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor Săi zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă, celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău, harul ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu Maria, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește, întărind credință și dragoste, biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și episcopul nostru Petru, cu episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni, pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de apururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru,
prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule Tată Totputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Și acum să ne rugăm cu toții, așa cum ne-a învățat Domnul nostru Iisus Hristos, spunând: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor Tăi: pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale, și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuie și domnește în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Oferiți-vă pace. Iată milul lui Dumnezeu, iată-L pe acela care ia asupra Sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Thank you.
cerut. Per la vita eterna. Să ne rugăm. Îndestulați fiind cu pâinea ospățului ceresc, te rugăm, Doamne, ca această hrană să întărească în inimile noastre iubirea, astfel încât să fim mereu gata să te slujim în frații noștri, prin Hristos Domnul nostru. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Acum. Iată slujitoarea Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, să reverși harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi care am cunoscut, prin vestirea Îngerului, întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slavă învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îngerea lui Dumnezeu, luminează-mă în această zi. Păzește-mă, povățuiește-mă și ocrămâiește-mă pe mine, care ți sunt încredințat ție, prin mila lui Dumnezeu. Amin. Două anunțuri. Vineri 30 august, la ora 11, în catedrală, va avea loc o liturghie pontificală, ocazia întâlnirii familiilor din dieceza de Iași. Sunt invitate la această liturghie toate familiile din Iași și cât mai multe din întreaga Moldovă pentru a marca încheierea ultimului an al credinței, așa cum am spus și la predică, între 27 și 29 august, la Institutul Teologic, va avea loc acest simpozion dedicat familiei și căsătoriei. Puteți merge, intrarea este liberă pentru cei care doresc. Apoi, al doilea anunț, cei care s-au înscris pentru a participa la București pentru liturghia de beatificare a Monsignorului Vladimir Ghica vor pleca spre București vineri dimineața
la ora 8. Vor fi cazați în București și se vor întoarce sâmbătă după Sfânta Liturghie. Iar acum ne plecăm fruntea pentru a primi binecuvântarea care să ne însoțească pe tot parcursul săptămânii pe care am început-o. Domnul să fie cu voi! Domnul să vă binecuvinteze și să vă păzească! Să lumineze fața sa asupra voastră și să se îndure de voi. Să-și întoarcă privirea spre voi și să vă dăruiască pacea sa. Și binecuvântarea lui Dumnezeu Atotputernicul, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, să coboare asupra voastră și să rămână întotdeauna cu voi. Celebrarea Sfintei Liturghii s-a terminat, să mergem și să trăim în pace.